Salutare, prieteni! Încă încercăm să scăpăm de pasa proastă și vom scăpa noi până la urmă, nu vă faceți griji, așa că iată ce vă propun pentru ziua de luni să începem săptămâna bine cu cota 2. Am găsit un meci foarte interesant între Nim și Saint-Etienne în Liga a doua franceză, eu cred că acolo va fi pauză sau final X la o cotă bună de 1.65 Pentru că acele două echipe sunt foarte echilibrate Și am văzut tendința în fotbalul francez, inclusiv în al doilea eșalon De a se închide foarte, foarte mult cele două echipe Sunt pe locurile 11-12, deci cred că va fi 0-0 și verde încă de la pauză acest pronostic Pe lângă el punem și Ucraiova 1948 cu voluntari La modul cum joacă echipa lui Mititelul Și pentru că este cumva ambiționată de faptul că a pierdut la masa verde la Sfântul Gheorghe eu zic că nu va pierde acasă, și dubla de 1x la cota de 1,27 este taman bună să ne întregească un bilet care să fie câștigător. Să aveți baftă și să aveți o sărbătoare frumoasă, pentru că primăvara trebuie să fie o sărbătoare pentru noi toți, să fie bine.